Brânză și carne care stă în căldură pe pultul de la vitrinele frigorifice, asta pot găsi timișorenii care se îngumetă să cumpere alimente din piața Badea Cârțan, produse din carne și lapte care sunt ținute la peste 30 de grade Celsius și care pot îmbolnăvi cumpărătorii. Comercianții sunt siguri pe ei, marfa este proaspătă și bună, încearcă să ne convingă vânzătoarele. Mie rezistă brânza la căldura aceasta? Da, că sunt frigidere. Țineți mult scoasă afară, expusă aici? Nu. O bucăm imediat. Pe la ora 10 intră. Aveți mulți? Da, ies. Timișorenii să cumpere din piață decât de la magazin brânză? Da, că e mai gustoasă de la noi ca din aia de magazin. Nu. Că clientul își alege ce vrea el. Deci. Îi dăm țăguri, ce gust. Cum e, doamne, rezistă carnea la căldură? Mulțumesc, la revedere! Rezistă! O mai băgați și în vitrină sau o țineți doar așa afară? Și în vitrină. Cumpără, aveți clienți, cumpără lumea? Da. Este. Rezistă brânza și smântra la căldură? Păi o punem în vitrină imediat. Imaginile din piața Badea Cârțan oripilează orice timișorean care se uită atent la ce marfe expun comercianții spre vânzare. Într-o pungă cu brânză de vacă și-a făcut loc o muscă care a adus cu ea sute de microbi. Doamne, nu vă este frică să cumpărați din piață? Brânza este expusă afară, carnea la fel? În general, brânzetul nu cumpăr și carnea văd că le ține în vitrine frigorifice. Și afară, uitați, acele afumate, nu, mă gândeam la niște carne proaspătă să cumpăr, dar oricum aș fi verificat organoleptic înainte să o iau. Ați pățit vreodată să cumpărați din piață și să fie stricat? Nu. N-am cumpărat de foarte multe ori din piață, dar când am cumpărat nu mi s-a întâmplat. Cum vi se pare că este încăpere? Cald, frig, ar trebui ținute brânza și cârnați afară? Destul de cald. Destul de cald, da, da. Mihaela Ignat, comisar, șef adjunct al protecției consumatorilor, s-a luat cu mâinile de cap când a văzut imaginile filmate în piața Badea Cârțan. Este incredibil ce mi-ați arătat, dar noi ne autosesizăm și imediat vom lua măsuri. Iar operatorii economici care expun la comercializare în alte condiții decât cele scrise pe eticheta produsului de la producător, manipulate sau expuse la vânzare, astfel încât să pună viața și sănătatea în pericol a tuturor consumatorilor, risc amenzi de la 2.000 la 20.000 de lei sau de la 2.500 la 25.000 de lei, plus oprirea de la comercializarea produselor neconforme. Au mai fost probleme în piața Badea Cârțan până acum? Astfel, față de ce mi-ați relatat dumneavoastră, nu știu să fie asemenea probleme, dar noi vom lua măsurile care trebuie și care sunt prevăzute de legislația specifică. Cei de la protecția consumatorului promit să ia măsuri în ceea ce privește produsele din carne și lapte ținute în căldură din piața Badea Cârțan.